intrat în... Cum arată cana asta? Dar cum sunt făcute cănile? Bei și curge. Ok. Bună. Ai intrat în linie dreaptă ca și mag, ca și... Ți-ai intrat în putere. Ce înseamnă ți-ai intrat în putere? Te clirui, te vindeci, nu cu lumânărele și cu... E dinăuntru tău, vibrațional. Și... un fel de... Să faci practică ca și mag, să clirui, să vindeci, să curăți ceva. Cum curăți? Spui lucrurilor pe nume. Nu ți-e frică. Nu neapărat să te duci în lume. Și am încercat și asta și am văzut prin ce am trecut și nu e despre asta. E dinăuntru tău. Pardon. Se proiectează în afară. Poți să stai în fața... Să te înregistrezi, poți să stai singur, ca pe timpuri, cum se măgea, se făcea, se dregea, era gură de aur neamul tău și bolborosea sub nas și se întâmplau lucrurile. Culmea e, lumea a crezut că bolborosește ceva, să nu știu ce, să nu... Nu, spunea lucrurile cinstit. Acum se dă la o parte vălul ce însemna magie adevărată pe timpuri. Stai așa, stai să vezi tu acum. Omul spunea cinstit ce simte și cum e. Niște adevăruri dureroase, le spunea cinstit. Și în lume se întâmplau lucrurile minunate și se vindeca, dacă îi se simțea rău sau pe cel pe care îl vindeca. Stătea și șoptea, ce șoptea? Nu, șoptea ceva, niște adevăruri ale sale. Un fel de... Omul murea acolo în agonie și ăsta stătea și venea și un fel de să vină părintele să-i... înainte de moarte să-i spună, cum era, nu mai știu, să-i spui păsul, păcatele, nu știu, să te... Nu, împărtășești, să te... Contează, ok. Și asta era. Și de fiecare dată, când se vindeca, așa se vindeca. Cel care știa putea avea puteri paranormale, spunea niște adevăruri. Se închidea ochii adânc în sine, adevăr vibrațional, tânc, și îl sărea pe ăla de unde e sau îl aducea cu picioarele pe pământ sau rămâne.